dimineața, dragii mei prieteni, ne aflăm la Rubliovca 2. Luați și distribuiți în continuare, distribuiți și arătați bandiților că le-a venit timpul să plece, să plece. Iată, asta e Rubliovca 2. Ia uitați-vă și aici, frumusețele de pe lume. Vă arăt Rubliovca 2. Poftim? Avem tot drept, să întrebăm și este privatizat? Cum? De aici, de aici să începe privat? Din deal. Răspundeți? 100%. Ia-mi cheamă, ia-mi sună-l pe mătăsărul și cheamă-l înapoi. Chemați sau chemați? Nu-i, nu, nu faceți, chem poliția. Chemați sau nicio problemă? Ia-mi cheamă poliția, Sirura, ia-mi cheamă 112. 112? Da, cheamă 112. Ia uitați-vă, la Rubliovca 2 a venit să vă arăt unii boșorogul de Voronin și privatizat drumul. Vă închipuiți? Ia că ne spune domnul ăsta, vă luați propria răspundere că e privatizat drumul. Da, da, da. Da, iar ascultați, aici e tot privatizat. Vă închipuiți? Nu-mi dă voie la boșorogul de Voronin să ajung. Voi vă închipuiți unde ne aflăm noi? Eu 112, dă eu să grăiesc. Dă eu să grăiesc. Să vadă toată lumea. Da. Ia că eu am chemat 112 să vedem cum e privatizat drumul aici. Vă închipuiți, oameni buni? Boșorogul de Voronin. Chemat la Natalia... Dar ce nu merge la tine? Cum nu merge? Bună viață! Iată, eu am chemat 112 și boșorogul de Voronin e tăiat privatizat. Eu am venit să vă arăt filmul la Voronin, Rubliovca 2. Aici avem de filmat Rubliovca pe toate ulițele, în stânga și în dreapta. Serios, nu merge. Alo? Alo? Merge, dar nu aud. Nu înțeleg de ce n-aud. Alo. Vă închipuiți? Luați și distribuiți, că aici e strâm. Aici e strâm. La Tuca Voronin nu-mi dă voie să intru. O spus că e tot privatizat. Uitați-vă, mi-au spus că e tot privatizat, tot drumul ăsta e tot privatizat. Aici e banditaraia banditaraielor. Aici e Rubliovca 2. Am să vă arăt Rubliovca în toată ziua. Dar nu-mi dă voie. Uitați-vă, s-au pus doi care îi apără, care nu se tem. Noi în loc să îi tragem la răspundere pe Voronin, dar ei s-au pus să îi apără pe Voronin. Pe toți banditaraia asta aici. Vă închipuiți? Eu v-am promis, luni dimineață vin la Voronin. Ia ca chem 112 să vedem de cum să ne arăte documentele că e privatizat drumul. Dacă și-a privatizat Voronin drumul, asta e grav, oameni buni. Alo, bună dimineața. Vă rog frumos, la Ciocârlie, strada Ciocârlie, cât aici? Ciocârlie cât? Nu știți, dar ați venit. Nu, eu nu știu nică. Eu am venit... Dar nu vreți să-mi spună, Chișinău. Orașul Chișinău, Ciocârlie. Eu stau în direct aici și... Ciocârlie. Dar nu vor să-mi spună. Ia nu uite, Serioja, aici și stradă este asta? Peste drum, și stradă este, că aici nu ne trebuiește. Dar nu vor să spună, e că este, eu stau în direct, este filmul. Eu vreau să ajung la casa lui Voronin să filmez, să vadă lumea. Cum boșorogul ăsta de Voronin ne-a furat 30 de ani și ei nu vor să-mi dăi drumul. Da. Olar Maria, Olar Maria. Serafim. 67. Vreau să filmez, să arăt la lume în direct, eu fac filmulețe, să arăt la lume în direct unde trăiește Voronin, care ne-a furat 30 de ani. Că ei vor să-l pui președinte, eu vreau să arăt unde trăiește Voronin și accesul interzis. Este filmulețul în direct, eu fac tot live, tot în direct. Păi de ce n-am acces să filmez casa lui Voronin, să vadă toată lumea unde trăiește Voronin? Ce-i de scurs asta? Cum proprietate privată? Eu pe stradă, eu nu mă duc în ogradă, la poarta lui. Cum nu se poate? Poliția 112, oameni buni, ascultați, eu sun în direct la 112. Nu știu, doi oameni la poartă, ei nu se prezintă și nisie. Da. Și doi oameni la poartă și nu ni se permit să intru. Trebuie să scrii proprietate privată, să arăte, de unde, să știe aici atâta schemă, sistemă, dar ce să înseamnă asta? Asta e drum, acces de drum și eu nu am drept să filmez casele lor. Pe drum, merg și arăt la lume. Și să înseamnă Rubliovca 2? Să vadă lumea, și să înseamnă Rubliovca 2? Cum trăiește, cum sărășie din Moldova să ucide? Eu stau pe fir la 112, oameni buni, distribuiți că suntem într-o stare
nu vă pot reda, înțelegeți? Iată, eu să ajung la casa lui Vororin, eu nu am dreptul, vă închipuiți? Tot ne-am conjurat cu garduri, cu sisteme, cu scheme, cu poliții, cu pază. Nu vă rușine să apărați, bă... este pază, da. Nu, la începutul străzii. Nu vor să grăiască. Spuneți intersecția, nu-i scris nici pe un gard. Spuneți ce intersecție asta. Ciocârlie 19. Bară 5. Bară 5, da, da. Da, aici mă aflu. Este o budcă de unde ieșit doi bărbați așa că îi apără pe dânșii aici, că nu-ți poate de intrat. Cum nu poți intru? E drum public. E drumul nostru. Cum drum privat, oameni buni? Voi vă dați seama că tot asta e drum privat, mi spune poliția. Poliția nici nu a venit la fața locului, seniorete. Actele îmi spune că cei... Ia nu ascultați, poliția știe de 20 de ani, dar noi nu știm. Vă închipuiți? Și primăria tot e la curie. Asta, nu știu, mi-a spus asta, că e nou, ciocărlie e 19 bară 5. Așa mi-a spus. Poliția... La moment e bară, e protecție de asta, de acces, de intrare, bară, cum se numește asta? Asta și corect, e bară. E bară, da. Eu am spus adresa noastră oficială. Da. Da, doi bărbați. Casă pe pământ, este o stradă cu casă pe pământ. Și o frumusețe rară. Și vreau să arăt Rubliovca, să vadă toată lumea, Moldova, să vadă Rubliovca 2. La Chișinău ce se întâmplă în Moldova, că lumea moare de foame pe la sate. Nu ne dă, ne-a închis gurile, ne-a închis în casă. Dar lumea să știe cum trăiește păturile de sus, și cum trăiesc oamenii muncitori. Păturile de sus, că toți bandiții tălhari, ăștia miniștri împreună cu Voronin, eu nu am acces să vadă lumea cum trăiește Voronin. Dar în ce țară trăim noi? Nu, niciodată. Nu, n-am stat nici în carantină, nici infectată, nu, nimeni. Da. Nu. Da. Da, bine, mulțumesc, da. Iată, am chemat poliția, m-a întrebat dacă nu a stat în carantină nimeni, dacă n-am fost infectați de corona cineva, dacă nu a venit de pe hotare. Și iată, uitați-vă, dar distribuiți să vadă toată lumea și se întâmplă la moment. Asta este un moment, o spus toată lumea, știe de 20 de ani și nimeni n-are acces. Asta e lumea lor aparte, a bolșevicilor, eu nu știu cum să-i numim. Treziți-vă, vă spun, treziți-vă, noi nu avem acces la Voronin. Îl cheamă în emisiune pe Voronin și îl întreabă, vrei să candideze? Cine să candideze? Banditul ăsta care se ascunde aici cu toată liota lui? E un caz foarte grav. Luați și distribuiți toți. Și distribuiți și vedeți cine trăiește aici. Deși noi nu avem acces să vedem unde trăiește fostul nostru președinte de 8 ani de zile. Vă închipuiți? Voi vă închipuiți unde trăim noi? Eu am chemat poliția, am apelat poliția. Dar aici e o frumusață, nu vă pot reda, înțelegeți? Uitați-vă. Ca să înțelegeți corect, aici e o frumusață rară. Doamna, scăzi particulare, vă rog frumos. Și ce dacă scăzi particulare? Eu ce am făcut? Am filmat, lasă să vadă lumea. Nu, avem tot dreptul. Eu nu filmez în ogradă. Asta ca când vin la dumneavoastră în ogradă și vă filmez apartamentul, nu? Doamne. Dați-vă seama, vă rog, nu? Bine, trebuie. Da. Asta e frumusețea care o creată oamenii pe munca lor sau pe furtul nostru? Care furt? Despre ce vezi vorba? Păi ex-președintele Voronin, vrei să vadă lumea cum trăiește ex-președintele Voronin? Cine sunteți dumneavoastră în primul rând? Sunt un cetățean a Republicii Moldova. Matali, îmbli în caloș? Îmbl așa, dar eu nu vreau să îmbl în caloș la bătrâneță să n-am pensii. Matali, ești plătit bine de banditismul ăsta? Eu nu-s plătit bine. Da. Eu muncesc bine. Dar de ce apăr de atunci? Dar de ce apăr? Eu pe dumneata te apăr. Cum apăr mine? Nu țara asta o apăr, măi. Uite la mine că eu sunt de acum un cetățean. Păi cum apărați țara? Și îmi spuneți, frumusața asta. Înțelepciune. Și eu o culeg această înțelepciune. Domnul Dumitru, nu lămuriți, nu vă coborăți la altă deja. Ia, uitați-vă, noi suntem la alt nivel, da, vă închipuiți? Treșiți, da. Dumneavoastră, și vă faceți. Știți, dumneavoastră. Oameni buni, munciți și aveți cădeșe, că banditismul ăsta. Noi nu discutăm mult și gine, așteptăm să
mie, poliția și ați vă clarificat mai departe. Oamenii, deși trebuie să mergem unii asupra alții, să mergem invers. Mă, tali vrei tot viața în caloș, îmblă, ți-i convine în caloș, îmblă în caloș, da. Dar eu nu vreau, Voronin, să mă pui în genunchi, în continuare, mai departe, tot banditul izmă. Lăsați-mă în pace. Dați-mi voie să merg să arăt casa lui Voronin, să vadă toată lumea. Dați-mi voie, da. Da. Auziți, am vrut să vă împac. Cu ce să mă împăcați? Cu furturile care s-au petrecut și s-au făcut milioane. De ce nu le declară? Ei, ascultați-mă pe mine. Ei nu declară, nu declară averile. Doamne, și nu plătesc impozite. Vă rog, după bară și acolo așteptăm. Lăsați-mă că drumul este public. Ia-mi vezi, Vasea Grosu mă sună. Ce vrei, Vasea? Ia-mi sună. Știți, dumneavoastră, să avem o poziție creatoare în viața asta. Da. Om, m-a apelat acum, ia un om să arăt corcodel. Că ia câte-l corcodel, ia că aici trăiește corcodel. Stai aici, Serioza. Iată, aici trăiește corcodel. Îmbogățări ilicite. Vă aduceți aminte cu aurul din centrul Chișinăului, când s-a luat, l-a prins cu banii, cu 50.000 de euro, mă tin că l-a prins în mașină atunci. Asta e corcodel. Iată aici, la colț. La colț trăiește corcodel. Și omul m-a sunat și a zis, arătați-vă rog frumos la lume, de-am dacă sunteți acolo, arătați și pe corcodel. Corcodel acum se află în arest la domiciliu. Iată, uitați-vă cum trăiesc. Tot în poliție a lucrat corcodel. La minister. El ține tot aurul pe Ștefan cel Mare. Vă aduceți aminte când se vinde? Iată, de aici se începe corcodel. Iată, aici trăiește corcodel. Alături trăiește potângă, Interpolul. Iată, uitați-vă. Aici trăiește corcodel. Aici e polițist. Oameni buni, trebuie să deschidem ochii, să le cerem socoteală, că ajunge cât s-a bătut în joc de noi. Vedeți? Uitați-vă și garda are într-o culoare cu casa. Eu merg repede ca să vă arăt, ca să vii poliția și nu prea am baterie. Ia că asta vă spun, când am pe urban și am gândit că repede mă duc pe stradă, să vă arăt. Iată aici, de jur împrejur, lângă corcodel, trăiește potânga. El tot a lucrat ministrul justiției, potânga, și pe urmă a fost la Interpol. Iată aici, trăiește potânga. Vedeți? Asta e tot, eu vă spun, asta e tot Rubliovca, că aici trăiește corcodel. Asta e grădina, casa lui corcodel. Iată aici e corcodelul, dar aici e potânga. Și alături e ceva de la vamă. Unul de la vamă, mă tincă alături. Căruci, stăți, mai scurt, toți bandiți, toți bandiți, tălhari, ectele. Asta e potângă. Iată, asta e tot Rubliovca aici la telecentru. Și am vrut special să vă arăt, pentru că mi-a ticat Voronin, ca să mă înțelegeți corect, mi-a ticat Voronin la 40 de ani, pe data de 9 mai, fiorsul al lui Voronin, Aleșca, nu aveți idei cum îi tremură mâinile, ca la un alcoolic îi tremură mâinile. Dar scena și s-a pierdut, că telefonul meu nu ne arăta, era pus la redus, la consum redus. Și eu eram una singurică, nu era nimeni, m-a filmat televiziunile, dar precis când arată, cum nu sunt. Eu sunt precisă când arată, pentru că ei nu pot să arăte așa ceva. Eu le-am spus dreptatea, dar Moldavska e Rubliovka, da, și aici e mult, aici e mult de arătat, aici sunt seriale, seriale, ia uitați-vă. Aici sunt seriale de arătat, înțelegeți? Ce frumusețe rară, vedeți ce îmi spune omul ăla, n-ai soveste, n-ai rușine, lumea s-a chinuit, a muncit și eu să mă duc să muncesc tot. Tot am să fac așa ceva, dar nu muncim noi nici în trei, nici în patru vieți, nu mai facem noi astea, oameni buni. Asta s-a făcut tot pe furt numai. Iată, asta ea? Ia că-te, asta e tot pe furt numai făcut, dar luat și distribuiți repede ca să vadă toată lumea, cum eu nu am acces acolo unde trăiește Voronin. Înțelegeți? Cam de ce îl ascund ei, cam de ce s-o ascuns Voronin aici pe strada asta cu toată liota asta de bandiți, de mafioți. Duceți-vă în judecată, dar noi avem judecată la Moldova, la judecata lui Dodon, la judecata lui Voronin să ne ducem. Vă închipuiți? Iată, asta e tot pentru dânsii, pentru frumusețele lor. Ei respiră cu aer curat, cu copaci, cu frumusețe, că stau lumea, lucrează la dânsii. E frumos! E frumos să-s gospodari. Și noi știm a face gospodării, dar noi nu avem așa sursă de venit ca dânsii. Închipuiți, acela stă. Stă și-l slujește pe dânsul sluga lui și el vrea să-mi demonstreze mie că tot ăsta-i cumpărat legal. Deci aici v-am arătat corcodelul.
v-am arătat că aici e tot rubliovcă, oameni buni. Dacă noi am luat impozitul pe lux de la dânșii, noi trăim minunat. Noi ne trebuie impozitul pe lux. V-am spus pentru asta, ieșim în piață și le cerem socoteală, impozitul pe lux. Iată cum a ieșit. Bandiții își apără pe bandiți. Vă închipuiți, s-au pus înainte deodată, imediat, strâm, distribuiți să vadă masiv toată lumea. Am ajuns la casa lui Voronin să vă arăt, unde nu am acces și am chemat poliția. C-au spus că e tot privatizat, tot că e privatizat și drumul ăsta de aici e privatizat. Știi, primăria de 20 de ani, așa mi-a răspuns omul, lumea care a intrat acum și nu înțelege ce se întâmplă, vă lămuresc eu. Vă lămuresc eu. Da, Vlad Corcodelu a activat toată viața numai în poliția economică. Ați văzut și casa are. Și am stă în arest la domiciliu. Iată, asta este Republica Moldova. Asta este Rubliovca, Rubliovca din Moldova. Fiecare cu strada lui aparte. Vă închipuiți? Dacă, ce avem noi? De ce avem noi sărășii în țară? Cum să zice? De ce omul e sărac? Că e prost. De ce omul e prost? Că e sărac. Și se învârtește, ne învârtim în cercul ăsta. Și uitează, aici nu se tem. Ei au leafă, vin la timp la lucru. Au tot șut și apără. Ați văzut cum e apără? Doamne ferește! Puneți mască! Puneți mască! Țineți distanță! Da, puneți mască! Eu țin distanță, da, eu țin distanță! Ei, și... Șeți acasă! Șeți acasă, da! Șeți acasă, nu ieși în public! Ajunge, noi trăim într-o țară democrată! Ajunge! Treziți-vă! Dar cum de nu? Iată, uitați-vă, nu avem acces la Voronin, dar măcar și vedeți, atât cât vedeți, vedeți? Acolo în vale, tot e păzit, nu avem acces la Voronin, la bușurogul de Voronin, să votăm Voronin. Ați auzit, îl întreabă Mariana Rață, vreți să candidați? Cine să candideze? Bandiții, oameni buni! Noi ieșim în piață, noi avem atâta tineret, ne trimitem copchii pe hotare, întorci tăți înapoi și fără bătăi, fără furci, cu telefoane mobile, oameni buni, noi îi distrugem pe toți. Cu telefoane mobile ne ducem la procuratură să cerem socoteală la procuratură. Unde sunt banii noștri? Miliardul și al furat, care ne-a promis. Și Andrei Năstase ne-a promis, cum vine, al închide Plăhătniuc. Miliardul îl întoarce înapoi. Iată, noi trebuie să luăm impozitul pe lux de la bandiță ăștia, care este legea. Legea este pusă pe masă. 120 de metri pătrați, mai mult de 1.500.000 de lei, dar ăștia nu sunt 1.500.000 de lei, așa că merge câte 500.000 de lei. Lasă-i să plătească impozitul pe lux și noi atunci trăim foarte bine. Suntem șveițari acasă, suntem Nița și vreți, aici, ca la Nița, ca la Șveițaria, ca pe unde, mai sunt așa acasă bogate, pe la Monaco. Cine ne promite că face Monaco aici, când vine la putere face Monaco? Pe moi, mie îmi pare că mă tin că ăsta, Renato Usată, îi spune, când să ce ales primar, el ar să facă Monaco. Ia că uitați-vă, Monaco îl aveți în Chișinău. Uitați-vă și distribuiți, dar distribuiți că ăsta e kino. Casa lui Voronin. Și că toată lumea sărac, care și îi slujește, dar îi slujește ca cățeluși de cei buni de companie, vedeți? Nu de voie să te duci până în vale să filmezi ceva și încăsar și la bătaie. Îi slujește ghine, da. Iată, asta avem. Să cerem socoteală la procuratură. Noi nu avem procuratură. Noi nu avem poliție. Noi avem bandiți, hoți și tălhari. Nu aveți frică. Distribuiți masiv video-ul ăsta, că ăsta e important. Ăsta e foarte important. Banditul de Voronin a fost la 40 de ani, cu soții alături, fără măști, ciorsul cu votriba de garzi prin prejur, fără măști, fără nică. Vă închipuiți? Și la dânșul nu-i... La dânșă nu-i coronavirus, asta pentru noi coronavirus. Măști ne-au pus, ne-au legat gurile și ne-au gătuit. Justiția e gătuită. Justiția nu că e oarbă, dar e gătuită, oameni buni. E pusă la pământ justiția. Nu mai este justiție în Moldova de la boșurogul ăsta de Voronin. El i-a crescut pe toți. El i-a crescut pe toți. Boșurogul de Voronin i-a crescut pe toți. Pe al de Plăhătniuc, pe al de Filat. Ei i-au privatizat cu Nănașu, Filat cu Nănașu, cu Ghilaș, cu toți. Distribuiți că eu vă spun povestea cum este. Și nu mă tem. Asta vă arăt și casa lui Ghilaș, așa care, el are două căsă. Una pentru fiica bolnavă și una lor. El șed vis-a-vis. Fiica șede cu de asta, cum se cheamă, cu
Bun în casă, că fiica e bolnavă și are cu dizabilități. Și el cu soția în altă casă alături. Dumnezeu le dă după pedeapsă, le dă după faptele care le-au făcut ei. Poți să trezi poporul. Da, tu gine că ai de lucru aici, fără mască, fără nică la bogătaș, stai și-i slujești. Să ții rușine! Să ții rușine! În loc să te dai de partea poporului și să lepiți acolo, dar ții gine la ziua de astăzi. Eu vă lămuresc tete situația cum este. Tet vă spun dreptatea, pentru că poporul nu mai trebuie să suferi, trebuie scos din genunchi. Ne-am ridicat, am ieșit în piață și cerem socoteală. Unde-s impozitul pe lux? V-am arătat, bandiții tălharii tăs la putere înapoi, dar tineretul ăsta i-a suprit. Trebuie cineva să-i scoată. Noi pentru copiii noștri trebuie să luptăm, să-i punem la posturi bune, să nu fure, că avem toți copiii deștepți. Să nu fure și să mergem în continuare să avem Europa acasă. Noi nu trebuie să ne ducem din Europa asta, miticuța noastră, nicăieri. Noi avem Europa acasă. Vă rog, cam așa să fac eu apel la poliție și ea să vie mai repede până când le-a scămat. Dar pe ea chemați-i voi, la voi mai repede să vie. Distanța respectivă. Dar eu am distanță, ce vă aprochez de mine? Și vă aprochez de mine? Și vă aprochez? Dar ce vă aprochez de mine? Dar ce vă aprochez de mine? Primăria știe, banditul de chirtoacă știe de bara asta, oameni buni. Și nu a scos-o, și nu a făcut nică. Le-a dat voi în continuare să confiscați averile, scoși în piață și duși la penitenciar tăți. Tăți duși la penitenciar. Și Deacov, boșorogul de Deacov, v-am arătat fixa unde trăiește una. Vă arăt business-urile. Picheț șapier, acolo stă semnul. Vă spune ceva. Eu dacă chem poliția, ați fiți amendat, vă spun de-a uitați-vă, a uitați-vă ce face. Ia-mi să-l vedeți. Să rămâne eroul zilei azi, nu Voronin, dar să rămâi ei, slujile lui Voronin. Vă închipuiți cum îi plătești și cum îi e. Iaca vin, poliția. Mă scuzați, că mai fost un apel. Iaca vin, după aceea. Da. Mă scuzați, că ați văzut? El lăchiteam poliția, dar nu mai repede poliția, arunca la mine. Da, la dânsul vine mai repede poliția, arunca la mine. Uite cu ce poză s-a făcut. Dacă are creșterul Voronin. S-a făcut o poză de cei așa, de bodyguard, la Voronin, la banditoi, ăsta stai în schinare, la atâta bunătate asta, la atâta asta stai în schinare și strigi la popor, asta e rușine. Bună ziua! Da. Eu am telefonat, eu am chemat. Am vrut să merg să fac un video live să arăt casa lui Voronin. Și nu ne se permite, mi-a spus că e tot privatizat aici, tot e privatizat. Tot. Privatizat? Da. Proprietate privată, asociația locatarelor. Nu știu de voi să... Nu, dumneavoastră a spus că e privatizat. Nu-ți permiți să intru, că e privatizat. Ia ca, uite, proprietate... Da, proprietate privată nu-i privatizat? Ia uite, să schimbă pe loc. Până la intersecție, în deal, trebuie privatizat. Mi-a lăsat până la... Da. Să vadă toată lumea, să vedem și distribuiți, să intri toți în live și distribuiți mesajul să vedeți. La Voronin, tot e privatizat. Am chemat poliția, că uitați, poliția a venit la fața locului, să vedem, depun o plângere, să vedem cum e privatizat, cum e tot mafia asta la putere în continuare. Oare chiar noi n-o distrugem? Oare chiar n-o să ne trezim? Oare chiar n-a să ne trezim, oameni buni, să venim să le șerim socoteală la bandiții ăștia ștalhari? Vă închipuiți? Haideam să vă arăt lucrul meu. Eu am venit aici, i-am consultat. Eu sunt specialist în cum să vă spun, în sfera asta de înverzire. Veniți să vă arăt că eu sunt oficial gădinar. Angajat oficial sunteți? Da, sigur! La ce firmă sunteți angajat oficial? Societate de proprietari. Și eu... Bădei! Domnul, nu bădei! Ca să vin să-i consult, că eu sunt specialist. Toată viața eu am muncit în partea asta. Și tare bine le-am învățat oamenii ăștia. Oameni simpatici, oameni care știu a munci. Dar i-ați întrebat care muncesc de noapte până noapte, declarat averile? I-ați întrebat? Asta nu-i treaba. Pe dumneavoastră nu vă interesează, dar pe mine mă interesează. La lucrul meu acolo. Veniți, vă rog. Eu aici nu lucrez. Veniți. Dar eu nu vreau să vin, pentru ce să vin? Veniți, nu știți.
Nu știți, vine să vă arăt. Ce să vă cătați de treabă? Ne-mi trebuie voroane, ne-mi trebuie voi în verzările voastre. Că frumusețele de pe lume, da. Frumusețele de pe lume. Dar ce să vă cătați de treabă? Dați-mi bună pace. Dar luați oamenii ce? Care îi tot străduie să facă frumos. Ia uitați, vedeți, ei fac frumos. Și noi vrem frumos, da. Și noi vrem frumos, dar nu ne ajung bani. Da. Asta e două minute. Dar ce-și mă cătați treabă? Eu n-am treabă cu dumneavoastră absolut nimic. Absolut n-am. Că eu m-am săturat de asta. Bună ziua. Da, bună ziua. Eu am apelat la poliție. Eu am vrut să merg, să fac un live. Să arăt unde trăiește Voronin, pentru că am fost sâmbătă, la 40 de ani, și Voronin era fără mască, cu soția alături, era cu fiorsul Oleșca, era cu votrii fără mască, tot asta s-a filmat și am spus la oameni, am să arăt în continuare unde trăiește, de unde s-a început mafia, de la Voronin s-a început mafia. Și am vrut să mă duc să arăt casa Rubliovca noastră, la Chișinău, să o vadă lume, să o vadă diaspora, să o vadă Rubliovca. Nu ni s-a permis. Nu v-a permis. Nu, o-ți că-i tot privatizat. Ia-ți-ne, vă rog, cum vă numeți? Olar Marie. Doamna Maria. Da. Eu înțeleg foarte bine. Da. Domn poliție, în primul rând, vă expuneți pericolul că doamna nu știe cum se poartă masca. În primul rând, ea acum este un focar, fără a fi confirmat, absolut. Eu a venit aici dintr-un singur motiv. Focare că este omul celă. Vă rog să nu îmbrăcați masca, corect. Acum purtați dumneavoastră, știți ce? Scuzați-mă de expresie, Dodon ne-a pus-o la gură, că Dodon îmblă fără dinsa. Video că mi-a spus fără mască vorbesc. Da, da, este video. Da, la ce distanță eram eu? Dar și răcniți. Și răcniți. Noastră dați-vă și ați vrut să vedeți aici. Casa lui Voronin. Voronin nu trăiește aici. Sunteți gata să răspundeți pentru cuvinte? Casa lui Voronin. Voronin nu trăiește aici. Nu răcni la mine. Nu răcni la mine. La trei ore ai strigat la băieții ăștia, fără motiv. Doamna Maria. Vreau să depun ceva. Da, eu vreau să depun plângere, numai decât. Da, că n-am avut acces să filmez. Haideți dar la sectorul depun. Da, ia că uitați, eu mă duc la sector să da. Depun o plângere, să vedem rezultatul. Da. Bine, haideți, da, luați și distribuiți, da, și vedeți. Cazul, da. Da, corect. Și că luați și distribuiți și vedeți cum este accesul interzis, să vedem casa lui Voronin.